Bine, și bine ați venit cu noi la un nou vlog culinar pe canalul Familia Mare. Astăzi gătim ceva deosebit. Mușchiuleț de porc la cuptor cu garnitură de broccoli și sos de piper verde. Eu am pus aici piperul verde la hidratat. Am văzut mai multe rețete. Unele folosesc piper verde dintr-un borcan, în saramură, ținut în saramură. Eu l-am hidratat de azi dimineață până acum. M-am gândit ca el să devină un pic mai moale, dar altele le-am văzut pur și simplu cu piperul normal, din pic. Bun. Pentru început, am cumpărat 2 mușchiuleți de porc. I-am marinat cu ulei de măsline, zeamă de lămâie, sare, piper, boia, puțin cimbru. Și o să-i introducem în cuptor. Preîncălzim cuptorul. Nu voi avea nevoie de 250 de grade, dar îl pun așa ca să se încălzească mai repede. Carnea noastră se face cam la 180 de grade timp de 20-30 de minute, pentru că mușchiulețul este foarte fragil. Asistentul meu tehnic de astăzi este Mara. Ea mă va filma și mă va sprijini în pregătirea rețetelor. Mara, te pricepi? Da. Ok. Preia tu de aici. Bine. Bun. Acum, iau mușchiulețul și îl pun frumos în tavă. Fac și celălalt. Ta-ta. Torn pe el marinata asta de aici. Așa. Bun, să mă și un pic de ulei de măsline. Așa. Introducem tava la cuptor. Haide, mami, că eu nu pot să o iau. Stai aici. Eu o iau. Abia aștept să mănânc. Ok. Închidem. Setăm. Sus, jos cu ventilare. Cât să-l punem? 40 de minute, da? La cât ai dat, mami? La 200 de grade. Da, cam la 180. Recomandările sunt și mai mici și timpul mai scurt, dar vedem pe parcurs. Am putea folosi termometrul de carne, dar mă mai gândesc, e mai complicat. Hai, sus! Între timp, cea mai mare surpriză! Acum mami pregătește o surpriză! O să vedeți! Până să vă prezint surpriza, Mara merge la peș să aducă smântână lichidă. Fugi, Mara! Haideți! La peș, jos de tot! Să vedeți cum arată beciul și nescut și nefăcută școală. Hai, jos, jos. Hop, să mă înveți. Unde-i smântâna lichidă? Mami! Unde-i smântâna lichidă? Unde? Lapte. Nu. Ia să vedem un pic. Nu. Nu găsesc. Ca să știți, eu nu găsesc niciodată nimic. Cred că dacă vine mama, o găsește în prima. Uitați-vă voi dacă vedeți. Eu nu văd absolut nimic. Ia să mă uit. Pe mărinuș, pe aici. Cum n-are cu ce? Nu-i! Mama, nu-i! Nu-i nimic! Ne urcăm sus să vedem dacă este aici. Ape. Dulciuri. Dulciuri. Crânțănele. Cartofi cu ceapă. Dulciuri. Crânțănele cu dulciuri. Și nu găsesc. Hai să căutăm și pe aici. Avem foarte multe dulapuri. Ne uităm pe la paste. Poate e și smântână lichidă. Nu! Aici nu are cum să fie. Mama! Uite-o! Am găsit-o. Ia uitați unde era. În al treilea sertar. Câte? Două? Una? Doi. Gata! Închidem sertarul și gata! Smântâna lichidă,
ne trebuie pentru sosul de piper verde. Știi ce mai trebuie, Ișmara? Ce? Coniac. Tu știi ce e la coniac? Da. Ce? De la moldovenesc. Un fel de alcool, nu-i musai moldovenesc. Tu te și caută coniac. Gata. Gata. Bună, Bri! Hai, mami! E dezastru în casă, că eu nu sunt aici. Toc! Teo, adună toate încălțările și bagă-le în dulap, jucăriile sus, hai! Nu, vreau să le... Ce vrei? Salut! Hai, Mara, vino! În cuptor miroase la plăcintă, deși eu fac... Porc! Porc! Ăsta deja face aburi. Aceasta este marea surpriză. Am mama, pe video face pâl. Uite, vină să vezi. Ha, tare! În realitate nu. Oră de ce? Nu pâlpâie, pentru că probabil așa sunt trimise semnalele luminoase, iar camera percepe altfel decât percepe ochiul nostru. Am un aparat multicooker primit în dar de la familia Melini. Și ghiciți ce? Totul este în rusă. Rusă. Cartea de rețete este în rusă, tot ce e partea tehnică e tot în rusă, nu știu cum mă descurc. Brocoli înghețată și înghețată. Iar eu vreau să fac brocoli la aburi. Eu nu știu dacă asta pentru asta e, dar așa sper că e pentru făcut la aburi. Aici am pus apă, am spălat înainte, am pus apă, care deja, vedeți, se aburește. Bun. Voi pune... Brocoli acolo? Dar unde să-l pun? Înăuntru? Cred că o să-l fac pe bucăți. Pentru că nu știu de... Cred că o să se facă foarte greu. N-am găsit nimic. Deci nu am găsit nimic scris despre brocoli, măcar o poză acolo. Așa, avem poza în limba engleză. Start. În pe video nu se vede. Scrie menu. Cooking time. Adică aici scrie menu, cooking time, aici nu știu ce scrie, că nici acolo nu se vede, și make an appointment, adică să-l programez. Bun, eu l-am închis, poate acum pot să setez meniul. Nu pot. Dacă dau start, nu. Dacă dau aici și apoi meniul. Ah, uite, reușesc, aici sunt aburii, din câte am văzut, să vă povestesc. Am căutat, mi-am pierdut o oră din viață, dacă nu mai mult, căutând în limba engleză despre acest aparat și nu am găsit, am găsit pe un site polonez, deci oricum totul era în limba poloneză, noroc că am găsit poza aia. Acum știu să pun la aburi. Și ce-mi zice? 40 de minute? Wow! Durează cam mult. Foarte. Și am două ture de făcut. Oare acum să dau start? Ia să vedem ce se întâmplă după ce dau start. Nu știu ce să zic, mai. Și aici am văzut că scrie steam, deci asta înseamnă aburi. Și aici dry steaming, adică uscat la aburi. N-am idee, încercăm așa. E prima dată când folosesc un multicooker și prima dată când gătesc la aburi. Dacă știți cum se utilizează, așteptăm în comentarii locul din care pot descărca și eu instrucțiunile în limba engleză. Sau română. Între timp facem sosul de piper, abia aștept. E prima dată când fac și sos de piper verde. Hai să vedem. După ce se va găti la aburi, brocoli, îl voi asezona cu unt, zeamă de lămâie, sare și piper. Sper să iasă bun! Frezii, florile preferate ale mamei! Le-am primit de la tati, de mărțișor! Vă plac, nu? Pentru sosul de piper verde folosim puțin ulei. A, pe tigaie se face. Și în tigaie, da, nu tigaie. Ulei în tigaie. Avem nevoie de două linguri de piper verde. Se călesc boabele de piper în puțin încerca ulei. Încerca să luați fără apă. Da. Punem acolo. Vreau să amestec eu. Așa. Trebuie să îmbibe bine cu uleiul. Da, piperul nostru se călește. Nu a trecut nici jumătate din timp și se pare că brocoli este gata. Deja și-a schimbat culoarea, mi-ar fi plăcut să rămână mai verde. Să-l scot repede jos și să-l pun pe celălalt. Am apăsat pe pauză, dar a port asta. Nu știu ce înseamnă, deja s-a schimbat programul. Asta e, o să iau de la capăt cu cealaltă porție de brocoli. Între timp, piperul meu se încinge frumos. Ia priviți ce spumă face.
Îmi place așa. A fost gata mai puțin de 40 de minute? Da, 20 de minute. Peste o dată o să las mai puțin ca să rămână mai verde. Frige, sigur nu așa se face. Să punem și pe celălalt. Aburi, start. Da, și acum. Toc. Hai să fim pregătite cu un capac. Dacă ia foc, pune repede capacul. Ah, nu. Nu iese foc. Uite, apropie-te. Uite cum flambează coniacul. Îți place? Tare! Pune-n capacul. Și, în lipsa oxigenului, focul se stinge. Dacă-i scoți capacul, oare tot face? Nu, dar oricum nu mai aprindem, dar ai văzut, da? Coniacul îi dă o aromă foarte plăcută. Brocoli e gata și după nici 10 minute de stat la avul. Deci se pare că e foarte util. Tăiem lămâia. Lămâi bio, tratate cu pesticide. Am folosit coaja la plăcintă. De fapt, mama a folosit-o. Ați văzut rețeta în vlogul anterior. Acum, punem lămâie aici peste brocoli. E foarte bun. Punem puțin piper. Sare roz de Himalaya sau de care vreți. Smântâna lichidă nu este pentru gust, este pentru volum. Gustul îi dă piperul verde și coriandru. Folosesc două cutiuțe pentru că vreau să-mi iasă mai mult sos. Da. Suntem mulți la masă. Trebuie să dea un clocot și apoi să scadă. În mod normal, sosul ăsta se folosește și la carne prăjită în tigaie, în sensul că se face fix acolo unde s-a prăjit carnea, astfel încât el capătă o culoare mai închisă, mai maronie și o aromă mai intensă de carne. Dar noi îl folosim cu carnea de la cuptor. Poate nu e ca să facem o surpriză, e la blog cu Valentina. Face curând acolo. Doi mușchiuleți. Bine, nu arată. Iar acum să pregătesc farfuria perfectă. Facem două porții pentru început? Da. Ok. Ca la MasterChef. Știi cum facem? Luăm lingurii. Deci, punem aici sos și facem cu lingura. Să tăiem carnea, să vedem cum arată ea la interior. E perfectă. Așa arată farfuriile noastre. Acum hai să gustăm. Haide. Acum, Mara, facem furculița perfectă. Mi-a ieșit, bate. Sperăm să faceți și voi rețeta asta. A ieșit foarte bună. Foarte bună. Și mergem să invităm și pe celălalt la masă. Da. Mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi. Sperăm să vedeți și voi ce am gătit noi. Este extraordinară. Până data viitoare vă spunem la revedere și nu uitați de like. Gătiți rețeta și dacă vă place, puneți-ne like-uri, multe like-uri. Și lăsați-ne un comentariu, o impresie despre cum vi s-a părut rețeta noastră. De asemenea, dacă o faceți, puneți-ne poză pe Instagram. V-am pupat! Pa, pa!